Panică într-un apartament din cartierul Tineretului. O bătrână a trecut prin clipe de spaimă când și-a dat seama că mașina de spălat veche de 10 ani din propria locuință a luat foc din senin. Speriată, femeia a fugit pe scară și a alertat vecinii, care au apelat numărul de urgență 112. Pe ea, de câte ori are nevoie de câte ceva, mai cu priză, mai pe aia, fata mea să pricepe și să duce și le face și lor, că dacă nu are niciun bărbat în casă, nici nu avea așa. Și s-a dus și a bătut în ușă, zice, Lili, Lili, zice, ai scoală că mi-a luat foc mașina de spălat. De dedesubt a luat. Și a luat de dedesubt, așa a luat-o și făcea flacăra, licărea și au dat și pe urmă. Dar n-au sărit siguranțele, nu are... Da, nu, că ne-a scos nepoate mea, tot din priză când a venit. Am scos tot din priză, a venit și a scos de aici, de asta, și așa a scos. Și zic, du-te și scoate tot ce e în priză și să nu ai de curent și așa. Și nu știam, ziceam că se ude cu apă, nu era bine nici cu apă. Că nu era bine cu apă, că dacă arunci apă, automat că ele se încinde și nu mai sunt... Mașina fiind veche de 10 ani de zile, automat că a luat foc, cred că de la instalație ceva sau din mașină, probabil, din alte... S-a întâmplat la dumneavoastră? Nu, nu, nu la vecina de lângă mine, că pe mine m-a chemat ca să pot să o desfacem. La bătrâna asta aici. La femeia asta bătrâna, da. Bătrânica asta. Eu sunt. Femeia, da. Cum s-a întâmplat, doamnă? Păi ea, că de mașina de spălat, da. Dacă s-a întâmplat ceva, nu ce s-a întâmplat. Se pare că focul a pornit de la un scurt circuit electric. Din fericire, incendiul a fost stins la timp de pompieri și singura pagubă materială a femeii este mașina de spălat.